Bună seara, ce bine că suntem din nou live la Pacientul 2.0. Eu sunt Monica Rădulescu și astăzi vorbim despre o nouă temă importantă, metabolismul în cazul persoanelor cu scleroză multiplă și în partea a doua a discuției vorbim despre nutriție. Da? Așa că rămâneți cu noi și dacă vreți să dați mai departe și chiar vă încurajăm să faceți acest lucru, să dați mai departe să ajungă acest live la cât mai multe persoane. Haideți să vă prezint și invitații mei, doamna dr. Iuliana Miu, medic de familie cu specializare în nutriție. Bună seara și mă bucur că ați revenit în studioul Pacientul 2.0. Și eu mă bucur și vă mulțumesc pentru invitație. Cu drag. Și Simona Tănase, președintele Asociației Învingătorii Sclerozei Multiple. Bună seara, Simona, și mă bucur că te văd și pe tine din nou. Bună seara, prieteni. Bună seara, doamna doctor. Bună seara. Sper să elucidăm cât mai multe mistere în seara asta în ceea ce privește metabolismul stricat și metabolismul reparat. Așa este. Înainte de a ajunge acolo, aș vrea să o rog pe doamna doctor să ne explice ce este acest metabolism și cum funcționează el până la urmă. Metabolismul reprezintă totalitatea proceselor de asimilare și de dezasimilare care au loc în organismul uman. Practic este procesul prin care noi asimilăm nutrienți din alimentație și procesul prin care corpul nostru este eliberat de toxine. Sigur că sunt sute de mii de reacții chimice care compun acest proces, procesul metabolic. Întotdeauna procesul de asimilare și dezasimilare, atunci când organismul este sănătos, sunt în echilibru. Deci există întotdeauna un echilibru perfect între ceea ce aducem prin alimentație și ceea ce iese prin organele care practic scot toxinele și deșeurile metabolice din organism, respectiv ficat și erinichi și, bineînțeles, tubul digestiv, partea terminală. Dacă se pierde însă acest echilibru, această stare de sănătate, încep să apară și dezechilibre metabolice. Da, când se întâmplă asta? Există două situații. Situația în care dezechilibrul metabolic poate să ducă, să ne orienteze către boală, către diferite afecțiuni, sau sunt afecțiuni care dereglează metabolismul și apare acest dezechilibru între asimilare și dezasimilare. În situația în care metabolismul este dereglat, apar variații de greutate și ne putem imagina ce se poate întâmpla. Sunt persoane care atunci când au dereglări metabolice câștigă în greutate și se îndreaptă către obezitate. Sunt persoane care slăbesc foarte mult și se îndreaptă către cașexie. Și atunci când se întâmplă aceste variații, ar fi bine să ne adresăm medicului, da? Întotdeauna când sesizăm o dereglare a greutății noastre, pentru că asta ne arată, cel mai repede ne arată dereglare metabolică, ar trebui să ne adresăm medicului și să găsim cauza. Da. Și vorbim despre persoanele diagnosticate cu scleroză multiplă, dacă este și tema discuției noastre. Ce se întâmplă în cazul lor? Cum funcționează metabolismul și ce este diferit? În cazul persoanelor cu scleroză multiplă, metabolismul este afectat ca urmare a acestor a degenerării sistemului nervos în contextul bolii. Asta înseamnă că întreaga motilitate a tubului digestiv, deci felul în care tubul digestiv se mișcă, el are o musculatură care asigură o mișcare de sus în jos, este perturbat. De asemenea, sunt perturbate în situația în care acest peristaltism, mobilitatea tubului digestiv este perturbată, apar tulburările de tranzit. Foarte frecvent, constipația. La fel, această degenerare a sistemului nervos, care se găsește în tot peretele intestinal, în tot tubul digestiv, poate să ducă la deficitul de absorpție a nutrienților. Adică nutrienții pe care noi trebuie să-i asimilăm din alimentație nu sunt absorbiți la fel de bine
ca la un om sănătos și atunci apar carențe de diferite, diferite tipuri, carențe de vitamine, de minerale. Uh-huh. Și ce ar trebui să facă persoana respectivă în situația asta? În situația pacienților cu scleroză multiplă, în primul rând, trebuie să-și urmeze tratamentul care ține evoluția bolii sub control. Vorbim de o boală cronică, a cărei evoluție este progresivă, deci ce știm noi în momentul acesta la nivelul medicinii alopate este că putem să încetinim evoluția acestei boli. Deci, în primul rând, să-și facă tratamentul. În al doilea rând, să respecte un orar de mese, să încerce să mănânce cât mai sănătos, să încerce să reziste tentațiilor care sunt la tot pasul, așa cum bine știm, să elimine din alimentație factorii, alimentele care sunt factori proinflamatori, deci care produc inflamație în organism, și aici mă refer în primul rând la zahăr, la carbohidrații simpli, la tot ce înseamnă produs procesat. Pâine albă, da, făinoasele albe în general, da. Să se împrietenească cu cerealele integrale, cu culoarea maro, chiar dacă nu este foarte frumoasă, este mult mai sănătoasă. Bine. Decât... Și cred că toți, de fapt, ar trebui să... Categoric. Să avem un stil de viață mai echilibrat și aș vrea să te rog pe tine, Simona, să povestești puțin din experiența ta cu alimentația, cum arată o zi din viața unui pacient cu scleroză multiplă din punctul ăsta de vedere și cât de greu ți-a fost să înțelegi cum funcționează metabolismul tău. În primul rând, ceea ce mi-a dat mie de bănuit sau ceea ce mi-a pus semne de întrebări a fost mărirea colesterolului. În momentul ăsta am ajuns la un colesterol extrem de mare, trigliceride foarte mari, LDL-ul foarte mare, așa am cunoscut-o pe doamna doctor, dorind să aflu cât mai multe despre felul în care, ce mănânc greșit, pentru că alimentația mea era una de tip ovo-lacto-vegetarian, mai mult spre vegetarian, se pare că nu era tocmai cel mai bun tip de alimentație, dar colesterolul tot a crescut. Ceea ce mi-a mai spus doctorița neurolog este că la toți pacienții cu scleroză multiplă metabolismul este foarte dereglat și din cauza asta nu mai asimilăm nici vitaminele. Chiar dacă mâncăm foarte sănătos, vitaminele oricum nu se mai procesează, iar ficatul, deși am un ficat sănătos, ca să mă exprim așa, sau fără probleme, ne mâncând grăsimi, nu prăjeli, decât așa cu cine știe ce ocazii, totuși ceva nu era bine. Deci, doamna doctoră, cred că ar putea să ne spună mai multe despre ceea ce a întâlnit dumneai ei în cariera de nutriționist. Și pentru că spuneai tu, Simona, de medicul neurolog, deci e foarte important ca persoanele diagnosticate cu scleroză multiplă să apeleze la o echipă multidisciplinară, da? Adică merg la medicul neurolog, dar este foarte important să meargă și la un specialist în nutriție care să-i ghideze cumva, că sigur. Nu este atât de ușor să ai un stil de viață echilibrat, nu este ușor nici ca persoană care nu are nicio problemă de sănătate. Da, și așa atenție este. Nu la orice nutriționist care a făcut un curs de 4-6 luni sau se ghidează după ceea ce a citit personal, ci la un nutriționist care are studii adecvate în acest domeniu. Așa este. Bun, haideți să vorbim despre, ziceam, de nutriție, da? Și de, dar nu mi-ai spus, Simona, de cum arată o zi, spuneai că ai renunțat și că ai ales o dietă după ce ai mers la doamna doctor. Hai să povestim, nu știu, cum a fost ziua ta. Acum, eu nu sunt un etalon, pentru că sunt unul dintre cei bolnavi care au această maladie de foarte mulți ani, de o viață întreagă, aș putea să spun. Eu nu mai pot să mai mănânc, am tulburări disfagice, deci nu mai pot să înghit, nu mai pot să mestec. În fine, din cauza acestor probleme, alimentația mea este așa foarte flu-flu.
În plus, nu mai simt nevoia să mănânc, nu mai am poftă de mâncare, ceea ce mănânc, deși foarte, foarte puțin, cu maxim 100 de grame dintr-un aliment, mă satur prea repede. Deci nu sunt un exemplu bun în privința asta, dar ziua mea începe așa, mă trezesc când mă trezesc, pentru că dorm numai cu somnifere și uneori vor să-și facă efectul până târziu spre 10-11. Mă duc să îmi fac micul dejun, care constă dintr-un lapte sau un pic de iaurt cu cereale, cu o pâine de secară. Chiar a început să-mi placă pâinea de secară, așa ca o paranteză. Și de mie când... Da. Și nu mai simt nevoia de dulce mâncând pâinea de secară, care secara știută fiind că are un indice glicemic foarte mare. Da, asta e bine, nu? Dacă nu mai simți nevoia de dulce, că renunțăm la zahăr. Bine. Este foarte bine. Și o cafea, de obicei un espresso scurt și tare, și urmează peste 5 ore a doua masă, de cele mai multe ori uit să mănânc seara. Încerc să mănânc cât mai multe fructe la micul dejun și la prânz, mai ales fructe de pădure, acum cât se mai găsesc. La toamnă nu se știe ce... Le punem la congelator. Păi le punem, dar într-un fel le mănânci proaspete și într-un fel le mănânci... Da. Deci cam asta este meniul meu în cursul unei zile sau stilul de a mânca. Oricum, mâncatul la un interval cât mai mare și 3 mese pe zi, chiar simt partea benefică care există. Adică am simțit beneficiile. De multe ori îmi pun ceasul să sune ca să-mi aduc aminte să mănânc, dar cu toate astea seara de multe ori e imposibil să mănânc pentru că nu mi-e foame, nu intră efectiv. Adică de-abia mai intră apa. Da, e important să nu sărim peste mese? E important să ținem cont de mesele, cele 3 mese principale? Este foarte important. E foarte important, în primul rând, pentru sănătate și, în al doilea rând, dacă vrem să ne menținem o greutate constantă și normală. Pentru că știți ce face organismul atunci când nu-i dăm de mâncare? Ce face? Stochează. Pentru el, faptul că nu primește de mâncare înseamnă că e război. Dacă deci e război, e foame. Pentru... Și atunci își pregătește rezervele, da. Chiar da. Pe câtă vreme, dacă primește regulat de mâncare, învață că ceea ce primește trebuie să ardă și să transforme în energie, iar lucrul ăsta se vede, în primul rând, se simte. Probabil că doamna Simona deja a simțit că este un nivel de energie mult superior. Aș vrea să vă citesc mai departe o întrebare care a venit chiar acum pe pagina de Facebook. Dacă cărbunele medicinal ajută la eliminarea toxinelor, întreabă doamna Ileana, pe care o salutăm, ne urmărește de fiecare dată și îi mulțumim că face asta. Da, cărbunele activat poate să... Ce înseamnă cărbune activat? Este un cărbune care este prelucrat astfel încât să poată să absorbă toxinele din organism, fără să producă însă constipație, pentru că cărbunele poate să duc, sau ingestia de cărbune poate să ducă la acest efect secundar, constipația. Chiar sunt pe piață câteva produse foarte bune, care chiar fac lucruri bune. Adică se pot folosi inclusiv în toxinfecții alimentare și cu rezultate foarte rapide. Deci da, cărbunele activat poate să ducă la absorb sau să scoată toxinele din colon. Pacientul din cu scleroză multiplă, așa cum ați pomenit și dumneavoastră, suferă de constipație. De o constipație prin atonia peretelui intestinal. Da. Nu putem totuși să scăpăm cât de cât, adică să nu devină o constipație. Avem constipație cronică, ok, dar să putem să avem rezultate, nu știu cum să mă exprim, dar fiind faptul că e o zonă mai intimă. E un subiect, da, dar tabu, dar este foarte important că ai deschis discuția. Să faci o eliminare odată de două ori pe săptămână, cel puțin eu așa eram, să poți să măcar la două zile, dacă nu mai des, dacă nu cum ar fi normal, odată pe zi măcar.
În primul și în primul rând, prin stilul de viață. Deci, în primul rând, trebuie să, dacă mâncăm regulat, o să se constată, de fapt, că mesele regulate atrag după sine ameliorarea constipației sau chiar sunt persoane care scapă de constipație. În al doilea rând, hidratarea corectă. Hidratarea în funcție de greutatea corporală, am mai spus și data trecută, 35 de mililitri de apă pe kilogram corp, se poate calcula. Acum că ați amintit, o să beau și o gură de apă. Foarte bine. Deci hidratare corectă, mișcare pe cât posibil. Pentru persoanele care pot să se miște, mișcarea este un factor care ajută foarte mult tranzitul intestinal. Putem de asemenea să recurgem la administrarea de produse care stimulează peristaltismul fără să forțeze acest lucru. Putem să creștem consumul de fibre alimentare care își măresc volumul în prezența apei în colon și formează, este ca un laxativ de volum. Sunt de asemenea laxative de volum care pot fi folosite de către și de către pacienții cu scleroză multiplă. Există banala sare amară care mai poate să fie folosită. Știu că nu este bună la gust, dar este foarte bună pentru ce ne dorim și care se poate lua în deplină siguranță câteva zile la rând până când se obține efectul scontat. Și nu în ultimul rând, există medicație homeopată care poate să ajute. Avem o întrebare mai de ieri pusă de Nistor Aurelia, care îi mulțumim pentru ea, și ne întreabă ce influență are nutriția asupra echilibrului hormonal și la ce ar trebui să fim atenți, iar pentru noi, doamnele, vorbim de perioada de premenopauză, menopauză. Aici se produce iarăși un dezechilibru hormonal, dacă ne puteți explica. Da. Nutriția este foarte importantă în echilibrul hormonal pentru că în organismul nostru hormonii se produc dintr-un precursor care se... Deci, practic, colesterolul este molecula de la care se pleacă în producția hormonală. În funcție de nivelul insulinei și de nivelul glicemiei din sângele nostru, se reglează și consumul de și producția de hormoni. De exemplu, un nivel de insulină mare, deci o glicemie mare care atrage după sine o insulinemie mare, un nivel crescut de insulină în sânge, duce la scăderea moleculei de bază a hormonilor, care este dehidroepiandrosteronul, iar aceasta duce la o insuficiență hormonală pe toate planurile. Și inclusiv a hormonilor sexuali, estrogen, progesteron, testosteron. De aceea, de exemplu, obezitatea vine la pachet, obezitatea de gradul 3 sau obezitatea morbidă, vine la pachet cu tulburări de dinamică sexuală, vine la pachet cu ovare polichistice pentru femei, cu infertilitate și de o parte și de cealaltă. Deci are o importanță foarte mare. Artroze, aici nu mai vorbim, că avem sindromul inflamator pe de o parte, da. Și pe de altă parte greutatea care acționează asupra articulațiilor, în special membrele deci, inferioare. Mai mare atenție la greutate, da. Și la ce mâncăm. Exact. Haideți să vă citesc o altă întrebare. Ce părere aveți despre dieta ketogenă în scleroza multiplă? Enico Kovac întreabă. Dieta ketogenă este o dietă extrem de dezechilibrată. Adică are foarte multe proteine în compoziție și fiind o dietă, nu poate fi ținută pe termen lung. Eu nu cred în diete. Am spus-o și eu voi spune de fiecare dată. Dietele nu funcționează decât o perioadă. Dietele se adresează celor care vor să slăbească acum, ca să arate bine săptămâna viitoare, iar după aceea Dumnezeu cu mila. Da. Pentru că dietele sunt de foarte multe ori urmate de acel efect yo-yo.
Dăm adică jos, dăm jos 5 kg și punem 10. Uh-huh. Sunt foarte mulți oameni care au trecut prin aceste experiențe traumatizante, după părerea mea, și nu e de dorit ca nimeni să treacă prin aceste experiențe. Dieta ketogenă are o mare problemă, fiind o dietă foarte hiperproteică, într-adevăr duce la scăderea în greutate, dar pune niște probleme la nivel de sănătate. Adică există o supra-solicitare hepatică, există o supra-solicitare a rinichiului, pot să apară litiazele biliare, pot să apară litiaze renale, dacă este un teren mai slab, de exemplu un rinichi mai slab, poate să ducă inclusiv la o insuficiență renală, chiar dacă este tranzitorie. Din câte știu eu, dietele ketogene și sunt de asemenea foarte bogate în grăsimi. Foarte bogate în grăsimi. Și nu este singura, nu este singura dietă la modă. Nu, înainte să intrăm în live, vorbeam noi că atunci când am documentat subiectul, am văzut că sunt o mulțime de articole, da. O mulțime de diete recomandate în scleroza multiplă. Sunt o mulțime de diete, așa cum spuneți dumneavoastră. Dar, încă o dată, nu cred în diete, nu recomand diete. Recomand o alimentație sănătoasă, o alimentație care are la bază un fundament științific, care respectă metabolismul nostru fiziologic, pentru că, așa cum le spun și pacienților mei, nu putem să-i dăm organismului să facă ce nu știe să facă. Noi trebuie să lucrăm, să fim prietenul nostru, al organismului nostru și să-l încurajăm să facă ce știe să facă. Nu poate să facă, nu știu, un computer nu poate să facă decât ce are înscris în program, în soft, nu? Nu știe să facă altceva. La fel și noi, avem un soft și dacă nu utilizăm corect acest soft, evident se va deregla la un moment dat. Dacă îmi dați voi mai un pic, este cineva care mă întreabă și aș vrea să-i răspund, dacă pacienții cu scleroză multiplă nu au voie lactate, atunci de ce consumați lapte și iaurt? În primul rând, lapte și iaurt consum de capră și de oaie, nu consum vacă, era să zic vită. În al doilea rând, nu iau vitamina D decât 10.000 de unități pe zi. La peste 10.000 de unități pe zi se pune problema consumului de lactate, dar nu cele de capră. Vă împrieteniți cu capra pentru că este laptele care este indicat și în alimentația bebelușului odată ce este înțărcat. Uh-huh. Este singurul lapte care are cumva caracteristicile laptelui uman. Uh-huh. Deci mai vrea, doamna doctor, dacă se poate să ne precizați diferența dintre alimentele pe care le roabele pământului, ca să le zic așa, așa mi-a venit acum în minte, deci legume și fructe și carne de tip animale, pui, vită, porc, oaie, capră și pește. Un pic, adică dacă e bună o dietă doar vegetală sau dacă e bună o dietă cu foarte multă carne, chiar dacă include și vegetale. Este o întrebare foarte bună. Vegetalele și roadele pământului, cum le spuneți dumneavoastră, sunt alimente foarte sănătoase, pentru că sunt alimente care sunt vii, în primul rând. Atunci când le mâncăm în stare proaspătă, sunt efectiv. Planta vie are forță vitală, are electroni, deci ne cedează practic energia ei. Plantele și, mă rog, legumele și fructele au vitamine pe care corpul nostru le poate asimila ușor pentru că le recunoaște. Adică biodisponibilitatea lor este foarte mare. Au minerale, la fel recunoscute de organismul nostru și pe care el le poate folosi foarte bine. Partea de produse animale de care ați amintit, ouă, lactate, carne, pește, sunt alimente care sunt bogate în proteine și sunt bogate în aminoacizi esențiali. Aminoacizii esențiali sunt acei aminoacizi pe care corpul nostru nu poate să-i fabrice și de care are nevoie
absolută, deci trebuie să-i aducem din alimentație. Peștele este foarte bogat în omega-3, în acele grăsimi sănătoase care au rol antiinflamator în organism și care sunt extrem de benefice în reglarea nivelelor de colesterol din organism. O dietă sau o alimentație sănătoasă include legume, fructe, include carne, diferite soiuri de carne, include peștele, fructele de mare, ouăle, care sunt alimentele complete. Este singurul aliment din care organismul nostru folosește 100% din aminoacizi, din proteine. Din ouă? Este, da, este etalonul. Câte ouă ar trebui să mâncăm, nu știu, pe săptămână, de exemplu? Adică e o problemă în medie. Ouă în fiecare dimineață? În fiecare dimineață s-ar putea să fie o problemă pentru anumite persoane. În medie 4-6 ouă pe săptămână, însă există și persoane la care o perioadă de timp se indică doar 2 pe săptămână. Pentru că, mă rog, asta se face individualizat pentru fiecare persoană care ajunge la medicul nutriționist. Nu este, dar în principiu, între 4 și 6 ouă pe săptămână dar pot fi mâncate. Putem să știm cumva și singur, dacă vedem că ne analizele noastre sunt sigur. Proaste, nu mai ori le scoatem ouăle. Să știți că ouăle nu cresc colesterolul, așa cum se spune. Așa, nu, nu, e este, nu? Nu, nu este adevărat. Nu. Și atunci de ce nu poți să consumi ou în fiecare zi? S-ar putea să fie, de exemplu, disfuncții biliare. Oul supra-solicită puțin vezica biliară, pentru că având grăsimi, aceste grăsimi au nevoie de a fi emulsionate pentru absorpție. Deci e posibil, de exemplu, la un pacient care are o disfuncție biliară, nu știu, poate ceva pietre la vezica biliară sau un colecist mai leneș, să nu tolereze să mănânce ou în fiecare zi. Da? Dar asta, așa cum spuneați, poate să simtă fiecare. Dincolo de analize, noi putem să simțim dacă este ok să mâncăm ouă sau nu. De în ce fiecare zi. Trebuie să ne îngrijoreze dacă mâncăm prea mult? O digestie mai proastă, faptul că te simți mult prea plin după ce mănânci, poate simți, nu știu, stomacul foarte plin, poate te balonezi. Deci, practic, aceste lucruri trebuie să ne orienteze către... Dacă nu ne facem, evident, un plan de nutriție individualizat, atunci știm foarte clar. Mănânc atâtea ouă pe săptămână. Da, cred că cel mai bine este să ne urmărim fiecare, să zicem, timp de 2-3 săptămâni și să ne notăm. Da, asta este foarte bine. Într-adevăr, un jurnal alimentar te poate orienta foarte ușor către alimentele benefice și mai puțin benefice. Aici trebuie un pic de disciplină. Eu încurajez pacienții mei să facă asta pentru că am observat că cei care fac care își țin acest jurnal alimentar merg foarte bine. Și aici mai e nevoie de încă ceva, mai e nevoie de acuitatea noastră de a simți ce este ok și ce nu este ok. Iar pentru asta este nevoie să ne detoxifiem puțin, pentru că toxinele modifică foarte mult semnalele pe care noi ar trebui să le percepem. Da, era cineva care chiar întreabă. Te rog. Da, chiar era o întrebare, chiar era o întrebare. Cum facem să scoatem toxinele din organism? Păi, în primul rând, se pot face, nu știu, o cură de detoxifiere de 2-3 zile, de exemplu, cu legume, fructe, fără scoatem grăsimile, scoatem proteinele de origine animală. Încercăm să eliberăm de balastul din colon, da, cu, nu știu, fibre din psilium sau cu, așa cum ziceam, cu sare amară. Deci chiar și clisma se poate face? Se poate face și clisma, da. Este un pic mai neplăcută pentru anumiți pacienți, sunt oameni care chiar nu vor să audă de clisma, dar este și clisma o idee bună pentru cine o acceptă. După care va trebui ca să ne retrezim instinctele naturale ale organismului, va trebui să începem să mâncăm corect, adică să asociem corect alimentele, să mâncăm de 3 ori pe zi, să păstrăm acele pauze alimentare de care vorbea doamna Simona de 5 ore, adică să respectăm digestia care durează 5 ore și în câteva săptămâni începem să ne dăm seama de ce este bine pentru noi și ce nu este bine pentru noi.
Eu observ lucrul acesta bine. Pacienții care vin la mine primesc un plan individualizat pentru, cu alimente selectate special pentru ei. Și nu sunt pacienți care doar vor să slăbească, nu? Adică vin pacienți... În general, sunt pacienți care vor să dea jos niște kilograme. Uneori au și boli asociate. Pot să fie perfect sănătoși sau sănătoși și să vrea doar să slăbească. Și aceste instincte chiar se trezesc. Pentru că în momentul în care se reglează metabolismul, încep să simți ce nu-ți priește. Ce alimente sunt ok, ce alimente nu sunt ok. Se schimbă și gustul, nu? Și pot să spun categoric. Categoric. Înainte mâncam acum, nu știu, acum 5-6 ani mâncam mai nesănătos. Și în momentul în care am început să mănânc sănătos și să mănânc din când în când să scap la, nu știu, la un burger sau n-am mai avut același gust pe care l-avea atunci când mâncam nesănătos. Așa este, se schimbă gustul. Organismul începe să aprecieze mâncarea bună. Mâncarea bună de calitate, mâncarea bună ca și gust neapărat. Gustul, oricum gustul se educă. Așa este. Da. Mai avem o întrebare care pusă de Gabriela Șerbănescu. Eu îi cunosc problemele ei. Ne întreabă pentru scăderea colesterolului și nu e singura care întreabă, își pune astfel de întrebări. Ce este mai bun, un regim alimentar sau medicamente? Și ce medicamente, dacă ne puteți spune? Pentru colesterol, pentru valori mari ale colesterolului, acum... La ea personal intervine și o problemă hepatică. Mm-hmm. Ok. Când avem probleme hepatice și, colesterol crescut, eu din start exclud medicația chimică. Mm-hmm. Pentru că... Bine, acum depinde și cât de tare este afectat ficatul și depinde și ce comorbidități mai are pacientul respectiv. Dacă este un pacient care are un risc cardiovascular foarte mare, atunci mă pot gândi să fac o asociere de medicamente, astfel încât să obțin cât mai repede o scădere a colesterolului și fără să dăunesc prea mult ficatului. Eu, în general, drojdie aceasta, pastile din drojdie. Arterin se cheamă. Da. Eu lucrez cu arterin. De obicei îl asociez cu regimul alimentar. Este, oricum este baza. Și îl mai asociez cu omega-3. La pacienții la care nu pot să intru cu medicație chimică. La cei care n-au probleme hepatice și la care pot să intru cu medicație chimică, fac, de exemplu, 3-6 luni de tratament până obțin valori normale ale colesterolului, după care pot să merg pe o variantă naturală, acest extract de drojdie de orez în asociere cu omega-3 și, bineînțeles, o alimentație sănătoasă. Și cred că, în primul rând, de aici se pornește, nu? De la schimbarea stilului de viață. Întotdeauna se pornește de aici, pentru că chiar dacă noi scădem colesterolul cu o medicație foarte eficientă, de altfel, sunt medicamente foarte eficiente pe piață în momentul acesta, dacă mergem foarte mult timp cu ele, dacă mergem la lung, evident vom avea creșteri ale transaminazelor hepatice, deci vom avea reacții adverse la nivel hepatic. Mai există niște reacții la nivel muscular. Eu am văzut rupturi de mușchi după doze mari de statine la eforturi destul de mici. Deci întotdeauna trebuie să luăm în calcul riscul și beneficiul. Iar alimentația, regimul alimentar sănătos asigură rezultate pe termen lung. Da, și o să vă citesc mai departe. Au venit câteva întrebări și n-aș vrea să-mi scape. Doamna Eliza Penciu spune că are scleroză multiplă de peste 10 ani, nu are probleme cu greutatea, poate este chiar prea slabă. A făcut și tiroidectomie totală, glicemia e și crescută, dar nu se poate abține să nu mănânce dulciuri. Cum să se convingă să nu le mănânce? Ciocolata neagră ar fi o soluție? Ciocolata neagră este o soluție pentru iubitorii de dulce, însă și aici depinde foarte mult de cantitate.
Ea, sigur, are mult mai puțin zahăr decât ciocolata cu lapte sau alte varietăți de ciocolată cu, nu știu, 20-30% cacao. Eu recomand ciocolata cu peste 70% cacao și mai recomand ceva. La iubitorii de dulce, sau mă rog, iubitorilor de dulce nu le este de ajuns puțin. Ei vor mult. Pentru că receptorii se comportă ca și în cazul drogurilor. Zahărul e un drog. Vor din ce în ce mai mult. Se desensibilizează și atunci cantitatea de zahăr care îi satisface este mare. Ca să păcălim acești receptori, îmi învăț pacienții să iau o bucățică mică de ciocolată, un pătrățel de ciocolată neagră și să o împartă în bucăți foarte mici, așa, cam cât o unghie mică, și să introducă, să pună pe limbă câte o bucățică din aceea și următoarea bucățică de ciocolată o introduc în gură după ce se topește cealaltă. Și în timpul acesta, pentru că este un timp ceva mai lung în care se mănâncă acel pătrățel de ciocolată, creierul are timp să proceseze și să simtă senzația aceea de satisfacție. Adică îl păcălim. Îl păcălim, exact. Uh-huh. Îl păcălim frumos și în beneficiul nostru, pentru că altfel... Dar nu între mese. Nu între mese. Întotdeauna după una din mesele principale, dacă se poate dimineață sau prânz, nu seara, da. Nu prea avem ce să facem cu glucoza seara, pentru că urmează somnul. Așa este. Bun. Haideți să vă citesc o altă întrebare. Sunt în perioada de premenopauză și în 2 ani m-am îngrășat foarte tare, adică 15 kg, și mi s-a schimbat total gustul și pofta de mâncare. În ce sens s-au schimbat gustul și pofta? A crescut pofta de mâncare? Da, nu precizează. Gusturile... Doamna poate revine și... Da. Adică se întâmplă înainte de premenopauză, se poate întâmpla asta? Se poate întâmpla, însă ce se întâmplă? La menopauză, din cauza schimbărilor hormonale, poate să apară o tendință de creștere a greutății. Însă, dacă noi suntem atente la organismul nostru, vom detecta aceste lucruri din timp și vom lua măsuri. Putem să ne mișcăm mai mult, putem să reducem cantitatea de carbohidrați, așa cum spuneam, pâine albă, zahăr, paste făinoase albe, orez din acesta alb rafinat. Putem să facem mai multă mișcare. Gândiți-vă că menstruația este un proces care consumă energie. Ori energia aceea care este consumată în fiecare lună nu se mai consumă odată cu întreruperea menstruației la menopauză. De aceea trebuie să ne readaptăm puțin regimul alimentar și stilul de viață. Oricum, nu sunt de acord cu această cutumă, cu această idee că toate femeile la menopauză se îngrașă. Nu pot să accept asta. Nu accept și există... Există foarte multe exemple că nu se întâmplă așa neapărat. Exact. Dar depinde doar de noi, să schimbăm câte ceva în stilul de viață. Da. Mergem mai departe cu o altă întrebare, pentru că o spuneați dumneavoastră și mai devreme de cât de importantă este asocierea alimentelor. Următoarea întrebare este legată exact despre asta. Care este asocierea corectă pentru o alimentație sănătoasă? O alimentație sănătoasă cuprinde carbohidrați pe care îi luăm, trebuie să-i luăm în principal din legume, fructe, cuprinde proteine pe care le luăm întotdeauna sau în mare parte din lactate, ouă și carne și pește, și cuprinde grăsimi bune, adică acele grăsimi polinesaturate de tip omega-3, omega-9, de care organismul nostru are nevoie pentru o bună funcționare a sistemului nervos în principal, a sistemului hormonal, așa cum aminteam mai devreme. O farfurie corectă ar trebui să fie jumătate legume, să lăsăm fructul la sfârșit ca desert. Un sfert pot să fie carbohidrați de tip complex,
Și un sfert trebuie să fie proteina. Iubitorii de carne. Iubitorii de carne. Nu, da, nu sunt foarte fericiți cu asta, dar cam asta este. Aici este referitor la carne, este o discuție ce fel de carne consumăm, pentru că, sigur, iubitorii de carne preferă în general, din câte am văzut eu, carnea roșie. Și carnea roșie ar trebui consumată de maxim 2 ori pe săptămână. Mai departe aș vrea să ne spuneți ce facem cu rănțăitul între mese, pentru că doamna Gabriela Șerbănescu ne întreabă dacă este o problemă că rănțăim câte ceva între mese și cum păcălim această senzație. Ce facem? Tuturor ni se întâmplă asta. Da. Este o mare problemă cu rănțăitul între mese. De apă? E una dintre variante, da. Apa. Și ca să nu rănțăim, da, bem apă. Bun, deci am răspuns, i-am răspuns Gabrielei. Aș vrea să ne întoarcem la tema acestui live. Sunt foarte, foarte binevenite toate informațiile pe care ni le-ați dat până acum, la modul general, ne sunt foarte de folos, dar aș vrea să mai explicăm încă o dată despre metabolismul acesta, metabolismul persoanelor diagnosticate cu scleroză. Pentru cei care au intrat puțin mai târziu, să le explicăm cum funcționează el. El funcționează cum poate. Din păcate, la acești pacienți. Este metabolismul persoanelor care sunt afectate, care au scleroză multiplă, așa cum spuneam mai devreme, poate să, este afectat. Este afectat pentru că este afectat mucoasa intestinală, este, și apropo de mucoasă, în scleroza multiplă este o boală cronică. Aici avem un sindrom inflamator cronic care se manifestă inclusiv la nivelul mucoasei intestinale. Ori mucoasa intestinală este cea responsabilă de absorpția nutrienților din alimente. De asemenea, pot să apară dezechilibre ale florei. Vorbeam mai devreme iarăși de constipație. Flora, dezechilibru florei intestinale, disbioza intestinală, poate să fie una din cauzele constipației care se instalează la acești pacienți. Pentru că o mucoasă intestinală care este inflamată permite dezvoltarea microorganismelor care nu sunt benefice organismului, în detrimentul florei să profite, în detrimentul microorganismelor bune, acelor bacterii bune. Cam asta se întâmplă. Deci apar carențele de vitamine, apar carențele de minerale, apar deficitele de, sau tulburările de tranzit. Pot apărea creșteri în greutate, pot apărea scăderi în greutate în funcție de persoana respectivă. Asta variază de la individ la individ, nu este nimic, nu pot să spun că e ceva bătut în cuie. Uh-huh. Cum arată piramida nutrițională în anul 2020? Piramida nutrițională în anul 2020 arată așa. La baza piramidei stau legumele, fructele, alimentele vii, dar alături de ele sunt grăsimile sănătoase, care în vechea piramidă erau situate undeva sus. Grăsimile sănătoase sunt uleiurile de care vorbeam, grăsimile polinesaturate, care asigură elasticitatea vaselor noastre de sânge, care ne țin colesterolul sub control. Pe care le găsim în ce tip? Pe care le găsim în uleiurile, de exemplu, în uleiul de măsline extra virgin, în uleiul de in presat la rece, care este o sursă foarte bună de omega-3, în peștele oceanic, peștele gras, și o să punctez aici că este foarte important să mâncăm pește bogat în omega-3, dar care să fie undeva la baza lanțului trofic, nu în vârful lanțului trofic, adică nu mâncăm doar somon și ton. Avem o imagine cu piramida de care... Da. Deci acele grăsimi polinesaturate, grăsimile bune, au trecut la baza piramidei, da? Dar nu carnea. Nu carnea. Vorbesc de grăsimile vegetale polinesaturate. Carnea conține grăsimi saturate. Înțelege prin grăsimi. Nu. Grăsimile bune sunt cele care sunt obținute din uleiurile vegetale, presate la rece, în special cel de măsline și cel de in. Și din peștele gras, așa cum spuneam, macrou, herring, scrumbie, sardine, deci pești de dimensiuni mai mici. Da?
Nu, somonul, somonul este foarte bun, este bogat în omega-3, însă are o problemă. Consumul regulat de somon poate să ne încarce cu metale grele. Pentru că fiind în vârful lanțului trofic, atât somonul cât și tonul se hrănesc cu peștii mai mici și gândiți-vă că în fiecare peștișor pe care ei îl mănâncă există metale grele. Deci în carnea lor vor fi cantități mari de metale grele. Știți care este cel mai poluat organism, cel mai toxic organism de pe planetă? Nu știu. Ursul polar. Serios? Și trăiește? Mănâncă... Pentru că mănâncă, exact, mănâncă organisme marine care sunt încărcate cu metale grele. Metale grele, dar da. Cei de cultură pe care, cum ar fi păstrăvul la cultură noi sunt... sau... Da, exact, de unde, și de unde ne... De unde îi procurăm? Cei mai buni sunt cei de captură. Uh-huh. Da. 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 Dacă nu... Acum, sigur că ne hrănim cu ce ne, ce ne oferă ce piața. Ne putem, nu da. Putem să ne facem toți pescari sau... Ideea este să alegem întotdeauna alimente de cât mai bună calitate și, așa cum ziceam și data trecută, să renunțăm la cantitate pentru calitate. Da. Acum, și după... Grăsimile bune? După grăsimile bune vin lactatele, ouăle, apoi vin carnea, produsele din carne și în vârf de tot, din când în când, ceva dulce, dar ocazional. Da, iată că e destul de sus carnea, da, adică nu mai este atât de importantă. Cum spuneam, așa cum spuneam, de farfuria... un sfert dintr-o farfurie, o bucată de, sau o porție corectă de carne este cam cât palma. Deci în funcție de palma fiecăruia ne putem alege bucata de carne. Deci ar trebui copilul să nu li se mai dea o pulpă întreagă de pui sau... Nu, ar trebui să fie, da. Să uite la palma lor. La cât este de mic copilașul. Să știți că un copil care are o relație bună cu mâncarea, adică este sănătos, nu acceptă foarte mult. Uh-huh. Eu am văzut copii care mănâncă exact cât mănâncă, cât ar trebui să mănânce. Problema este la părinți. La părinți. Și la care îi îndoapă, da. Și spun, vai, copilul meu nu mănâncă. Ba nu, el mănâncă exact cât trebuie. Refuzat, nici noi nu ne omoram, încercam să eliminăm carnea, dar ei dădeam așa conform cum ne-a spus pediatra și la 9 luni a refuzat orice mâncare în care era carne. Se întâmplă, la copii se întâmplă uneori să refuze. Și am mai auzit da, de cazuri. Mai ales când își dau seama că e greu de mestecat și atunci preferă doar varianta tocată. Dar da. Cum faci să nu mai mănânci atât de multă carne? Cum faci? Să nu mai mănânci atât de multă carne. Vă dau exemplu soțului meu care spune că el nu poate să trăiască fără carne, că are nevoie de energie și el simte că acea carne îl face să se simtă energic, nu știu. Cu bărbații e greu. E greu. E foarte, cu bărbații și cu carne e foarte greu. Pot să vă spun că cei care trec printr-un plan de reechilibrare metabolică reușesc. Ne întoarcem tot la metabolism, da? Da. Oricum, bărbații pot să mănânce ceva mai multă carne pentru că ei au și altă masă musculară, au alte arderi, au și alte nevoi nutritive. Acum, sigur că dacă bărbatul respectiv stă toată ziua pe scaun, e discutabil. Depinde și de activitatea pe care o desfășoară. O farfurie de salată înainte? Un pahar mare cu apă? Întotdeauna salata trebuie să acompanieze carnea, dar salata nu o mâncăm înainte. E bine să o mâncăm în timp ce mâncăm carnea. Nu, dar atunci cum umplem stomacul? Că asta era nu trebuie să-l umplem, mică. Se umple. Dacă mâncăm o bucată de carne cu o porție mare de salată, stomacul se va umple. Mestecăm încet, pentru ca creierul să, da, să de aibă timp să... 30. De cel puțin 20, le spun eu, dacă le zic mai mult, deja se blochează. Deci, minim 20 de ori, mâncarea trebuie să fie ca o pastă și ce le spun eu pacienților mei este să se gândească la faptul că stomacul nu are dinți. Deci, nu are cum să digere bucăți mari de alimente, mai ales de carne, de exemplu. Da?
Deci mestecăm încet, mâncăm, mai și respirăm, mai lăsăm cuțitul și furculița jos pe masă, nu mâncăm la foc automat și atunci sigur, da, se va reduce cantitatea de carne automat, aproape că nu trebuie să faci mare lucru, decât să-ți amintești să mesteci, să mănânci încet, să te bucuri de mâncare, de gustul mâncării. Uh-huh. Și apropo de ce spunea Simona cu paharul de apă băut înainte de masă? Aici există niște mici amendamente. De exemplu, în condițiile în care mâncăm la masa respectivă, mâncăm carne, e bine să nu bem apă chiar înainte de masă. Nu, că cam cu un sfert de oră, jumătate așa, de oră o jumătate înainte. De oră înainte este ok, pentru că dacă bem chiar cu 5 minute înainte, e posibil să diluăm sucul gastric și digestia proteinelor să se facă mult mai greu, pentru că lor le trebuie un mediu acid pentru a fi dezintegrate și transformate în aminoacizi. Haideți să vă mai citesc o întrebare. Popescu Claudia Evelina, sunt o persoană cu scleroză multiplă care se îngrașă repede și slăbește greu. Care ar fi cauza și ce pot face pentru a echilibra situația? Asta este prima întrebare. Și a doua, de ce se spune că legumele verzi ajută la slăbit? Dar le luăm pe rând. Uh-huh. Deci care ar fi cauza și ce poate face pentru a echilibra situația? Dacă doamna este într-o condiție fizică cât de cât bună, poate să se miște mai mult. Deci aici este discutabil, nu știu în ce da, fază poate. De... Da, poate, ok. Deci să facă mai multă mișcare, să stea mai mult în aer liber, să păstreze acest ritm de alimentație de 3 ori pe zi, să nu ronțe între mese, să bea suficientă apă, să aleagă întotdeauna alimente de tip alcalin. Există liste cu alimentele de tip alcalin și alimentele de tip acid. Legumele și fructele fac parte din aceste alimente alcaline, iar legumele cu frunze verzi sau legumele verzi sunt alimentele cele mai alcaline, pentru că aduc în organismul nostru clorofila, care are un pH alcalin. De asta ajută la slăbit. Și alimentele acide care ar fi acestea? Carnea este un aliment acid, brânzeturile, în special cele fermentate. Laptele dulce este un aliment acid. Majoritatea nucilor, alunelor, sunt acide. Fructele foarte dulci au un grad de aciditate mai mare. Știam de fructele de pădure că nu sunt. Fructele de pădure nu, dar fructele de pădure au conținut scăzut de fructoză. Nu sunt foarte dulci. Da. Sunt ușor acrișoare. Da, smeura sau... Nu este foarte dulce nici smeura. Nu, are conținut mic de fructoză, comparativ cu strugurii, de exemplu, sau pepenele. Sau... Da. Am zis că pepenele galben este totuși... Pepenele galben are un indice glicemic mediu. Tocaliu. Da, dar este foarte bun pentru că este bogat în caroten și ajută foarte mult organismul. Pepenele galben, da? Bun, mai luăm o întrebare. Mihaela Morovan, se pot lua probiotice pentru echilibrul florei intestinale? Da. Din alimentație sau medicație? Din alimentație este ideal. Adică să consumăm, de exemplu, chefirul, care conține lactobacilii aceia care sunt buni, însă nu întotdeauna este suficient și vă spun și de ce. Pentru că, din păcate, animalele sunt crescute în ferme supraaglomerate, sunt tratate cu antibiotice și atunci și alimentele pe care noi le mâncăm conțin antibiotice, fără ca noi, de exemplu, să consumăm antibiotice ca și tratament, să ne administrăm antibiotice. Iar pentru acest lucru este bine să suplimentăm cu probiotice în capsule, în plicuri, mă rog, sunt diverse forme pe piață, sunt produse foarte bune, eu recomand probiotice pentru sănătatea florei intestinale și inclusiv pentru reglarea metabolică. Apropo de aceasta, cineva ne întreabă de microbiom. Microbiom, să înțeleagă, da. Cum putem să reparăm permeabilitatea intestinului și cum o depistăm? Cum ținem inflamația sub control la nivel de intestin și organe? Și despre acest microbiom, ce ne puteți spune ceva mai mult? Microbiomul este reprezentat de totalitatea bacteriilor bune,
care trăiesc în sinergie cu noi și care ajută la asimilarea nutrienților și la sinteza unor vitamine în tractul intestinal. Asigură un tranzit intestinal bun, așa cum spuneam, întotdeauna dezechilibru florei intestinale este urmat de fie diaree, fie constipație. Cum se poate, el poate fi evaluat, există analize de laborator care se fac în fac acest scop, se fac și la noi, costă o mică avere, pot să vă spun. Dar cine vrea să facă lucrul acesta, îl poate face fără probleme. Care este dezechilibrul microbiotei este urmat, dacă este pe termen lung, este urmat de ce spuneați dumneavoastră de apariția permeabilității peretelui intestinal, așa zisul sindrom leaky gut, în care există o lărgire a spațiilor dintre celulele mucoase intestinale, iar în acest caz toxinele și bacteriile patogene din intestin trec în spațiul intercelular și apoi în sânge. Cum facem să reparăm acest lucru? În primul rând, prin reglarea florei, deci administrarea de probiotice. În al doilea rând, există suplimente alimentare care conțin, de exemplu, L-glutamină, care este un aminoacid produs de organism, dar atunci când există niște sindrome inflamatorii de o astfel de o anvergură atât de mare, nu este suficient și atunci trebuie să-l suplimentăm. Deci suplimente cu L-glutamină care asigură sau ajută repararea peretelui intestinal. Există extract de lemn dulce care formează o peliculă protectoare la nivelul mucoasei intestinale și nu mai permite trecerea acelor toxine dincolo de bariera interstițială, astfel încât organismul să reușească să se detoxifieze încetul cu încetul. Ce mai putem face? Există extracte de Ganoderma, este un extract dintr-o ciupercă, la fel, care ajută detoxifierea organismului. Cam astea sunt. Oricum, sindromul leaky gut este o mare problemă a medicinei moderne. Și o cumva și a secolului. Și a secolului nostru, sigur că da. Că vorbim de aliment, nu ne întoarcem la alimentație, la ronțăitul între mese. Da, sigur. Cartofi prăjiți. Trebuie să facem cumva ordine în viața noastră. Trebuie să preluăm controlul asupra alimentației noastre, pentru că mie mi se pare că, de fapt, controlul acum nu este la noi. În ceea ce privește alimentația. Cei mai mulți oameni nu controlează ei ce mănâncă, ci altcineva. Și aici mă refer la reclama asta care se face pe toate canalele la diferite produse care nu sunt tocmai sănătoase. Bine, asta este altă discuție. Aici... Și la faptul că și mai este și faptul că e mult mai greu să gătești sau să ți încălzești. Da, este greu pentru că suntem comozi. Asta e problema. Să știți că am citit de curând un articol scris de Adi Hădean. Este, cred că îl știți, de la televizor, care mi-a plăcut foarte mult și care spunea că, de fapt, atunci când comandăm mâncare, nu primim mâncare, primim nutreți livrabil. Ce urât sună. Sună foarte urât, dar să știți că este realitatea. Da. Din păcate, realitatea nu sună bine întotdeauna. Însă, omul avea argumente din perspectiva culinară absolut pertinente din punctul meu de vedere. Adică, el spunea foarte clar, o mâncare care este făcută acum și care este consumată peste o jumătate de oră, evident, nu mai are aceleași calități. Nu mai este nici la temperatura potrivită, nici gustul nu mai este același. Ca să nu mai vorbim că pentru a face lucrurile atât de repede, se face rabat la calitate. Deci va trebui cumva va fi mai ieftine, se face... Exact. Da. Va trebui cumva să renunțăm la comoditatea noastră și să ne luăm alimentația în mâini, în serios și să o controlăm noi. Până la urmă, exact. E egal sănătate. Suntem ceea ce mâncăm, iar asta nu este o sintagmă fără acoperire.
chiar suntem ceea ce mâncăm. Dacă suntem, gândiți-vă, suntem influențați de poluarea atmosferică, suntem influențați de radiația electromagnetică, suntem, cum să nu fim influențați de ceva care intră în organismul nostru? Și măcar acolo unde avem controlul să facem ceva. Exact, exact. Dacă vrem să fim în control, haideți să începem cu alimentația. Da, și cu asta încheiem ediția de Pacientul 2.0, te rog. O problemă. Te rog. Aș vrea să vă rog dacă puteți să ne spuneți cum ar trebui să arate o alimentație echilibrată, nu spun perfectă, că nu există așa ceva. Adică dați-ne 3-4 exemple de mic dejun, de dejun și de cină. Uh-huh. În general, da? Nu doar pentru persoanele cu... Nu. Pentru un om normal. Ok. Păi, la micul dejun putem să avem... vă dau 2-3 variante. Putem să avem, de exemplu, un iaurt eventual cu probiotice, îmbogățit cu probiotice, cereale integrale, fulgi de ovăz sau fulgi de secară integrali, insist pe integrali, deci nu luăm cerealele acelea pline de zahăr și de aditive alimentari, și putem să mai mâncăm un fruct sau putem să mâncăm laptele de capră de care vorbeați mai devreme, care este foarte bun pentru că chiar este antiinflamator, cu fulgi de cereale integrale, fulgi de ovăz, fulgi de secară. Da, mă scuzați, putem să le înlocuim cu lapte vegetal, de exemplu, dacă nu ne place laptele de capră. Mie personal nu îmi place. Este ok, doar să vă faceți laptele vegetal în casă. Că dacă vă uitați pe cutie, o să vedeți că... Da, și cred că asta este un aspect important, să citim etichetele, da? Da. Da, și să ne înarmăm cu o lupă la cumpărături, pentru că sunt atât de mic scrise încât este uneori foarte greu să exact, citești ce scrie acolo. Da. Se mai pot mânca, un alt exemplu de mic dejun, 2 ouă cu legume sau un amestec de semințe cu legume care să ne furnizeze energie până la prânz. La prânz putem să alegem să mâncăm, nu știu, o bucată de carne slabă cu legume sau cu salată sau o bucată de pește cu legume sau cu salată. Iar seara putem să mergem pe o variantă de leguminoase. Prin leguminoase înțeleg fasole, linte, năut, în amestec cu legume verzi sau cu salată. Putem să mai mâncăm, de exemplu, o bucată de brânză sau brânză de vaci sau telemea cu legume. La fiecare masă putem să mâncăm una, două felii de pâine integrală de secară, de care vorbea doamna Simona mai devreme, care are un indice glicemic mediu, nu este foarte mare și care ne satură foarte bine. Adică este foarte sățioasă, pentru că are foarte multe fibre și atunci sațietatea se păstrează un termen mai, o perioadă mai îndelungată. Deci cam asta ar fi. La masa de dimineață și masa de prânz trebuie să mâncăm un fruct. Fructul mâncăm întotdeauna pe post de desert. Deci nu mâncăm prăjitură, mâncăm un fruct. La cât timp după ce am terminat de mâncat? Trebuie să ne încadrăm într-o oră. Dacă ne încadrăm într-o oră de când am început să mâncăm până când terminăm și fructul, este ok. Teoria aia cu fructul după masă nu e ok. Nu stă în picioare. Organismul secretă acele enzime de care are nevoie pentru a digera ce îi dai să digere. Deci nu se întâmplă absolut nimic. Doamna Simona poate să vă spună că nu se balonează, nu este nicio problemă. Seara fructul îl recomand doar dacă persoanele nu au probleme cu glicemia, dacă sunt probleme de intoleranță, de toleranță modificată la glucoză, atunci nu recomand fructul seara și poate e bine ca seara să mâncăm doar legume verzi cu o proteină, carne sau pește sau leguminoase sau brânză și fără pâine. Dar la ce oră ar trebui să fie ultima masă? Până la ora 21. La ora 21 masa ar trebui să... cine ar trebui să fie încheiată? Bine, deci în seara asta mai mâncăm. Dacă este o excepție, de exemplu, dacă se întâmplă o dată pe săptămână să ajungeți acasă mai târziu, este bine să mâncați în seara respectivă. Dacă vă e foame, nu săriți peste masă. Dacă se întâmplă în fiecare zi, nu e ok. Da.
Mulțumim tare mult și mulțumesc, Simona, pentru întrebarea asta. Chiar mi-a venit ideea de ce o să mănânc mâine. Mulțumim, doamna doctor, pentru toate invitațiile. Cu drag, mulțumim, Simona, și ție pentru prezență. Live-ul ăsta face parte dintr-un proiect mai amplu al Simonei de a aduce medici și a face live-uri cu ei și a da explicații pe înțelesul pacienților. Mulțumim încă o dată, Simona, pentru prezență. Mulțumim, doamna doctor. Vă mulțumim și vouă că ați fost într-un număr atât de mare și de data asta. Să aveți o seară frumoasă și nu uitați să aveți grijă de sănătatea voastră și să vă alimentați, să găsiți echilibru în alimentație, așa cum spunea și doamna doctor mai devreme. Și nu uitați că ne întâlnim și săptămâna viitoare și peste două joi și peste trei săptămâni și peste patru săptămâni. Proiectul este în derulare, ne vom mai întâlni și în octombrie și în noiembrie. Iar săptămâna viitoare veți avea o surpriză foarte mare. Dar nu vă spun, normal. O să o spui tu acolo pe Facebook, da, ca să știe oamenii la ce se așteaptă. Da, sigur. Mulțumim tare mult, o seară bună, să aveți, la revedere. La revedere. La revedere.